ce te-a inspirat să scrii această carte? M-a inspirat să scriu această carte viața și oamenii din jurul meu. Oamenii sunt foarte importanți când vine vorba de scris, pentru că ei sunt cumva muzele. Muza e ceva pentru care scrii din inimă. N-ai cum să scrii superficial pentru oamenii pe care îi iubești. De ce ai scris această carte? Din dorința de a spune oamenilor cât de special sunt și cât de tare țin eu la ei. Și în dorința de a spune că lumea nu-i de fapt așa cum pare și că poate să fie și mai bună decât este. Cum ți s-a părut acest eveniment? Mi s-a părut, eu sunt foarte emotivă, mi s-a părut foarte emoționant, eu m-am emoționat foarte repede și mi s-a părut chiar foarte bun, fără să fiu subiectivă acum. Mi s-a părut ok, față de lansările plicticoase, cred că a fost interesant. Tu ce zici? Adevărat, a fost adevărat, foarte frumos. Da. Ce mesaj vrei să transmiți copilor de vârsta ta prin această carte? Vreau să le transmit că totuși cuvintele noastre sunt foarte importante. Deci suntem numai niște copii. Sunt foarte importante pentru că pot să schimbe lumea. Înțelegi? Ce ne sugerezi nouă copiilor să citim din cartea ta? Ce simțiți? Să citiți... În general, cărțile de poezie, am auzit pe undeva că se deschid și unde pică înseamnă că aia, poezia asta este pentru tine, știi? Și vă sugerez să citiți tot ceea ce vă pică la mână, în general. Am înțeles că cartea aceasta care astăzi ai lansat-o a durat 2 ani să o scrii. Știi cumva când o să apară următorul volum? Lucrez la următorul volum. Este o carte despre teatru. Și probabil că o să apară tot peste vreun an, un an și ceva. Tu ai vrut să fie coperta cărții așa sau părinții tăi? Eu am trimis niște poezii graficianului, lui Matei Alistari. Și în momentul acela el a spus că o să facă ce simte. Știi, eu trăiesc cu impresia că ceea ce simte omul este cel mai bun lucru pe care îl poate face. Și el și-a transpus sentimentele, adică ce a înțeles el din carte, a transmis prin grafică. Cum transcriu eu ceea ce scriu în cuvinte, ceea ce simt, așa și el prin grafică.